Mănăstirea Cașin și ne explică ce să așteptăm, când să așteptăm și mai ales cât suntem de în siguranță dacă vrem să primim lumină și Paști. Bună dimineața, Adina, din nou! Bună dimineața! Pandemia naște tradiții noi, iată că în acest an primim Sfintele Paști ambalate și sigilate, aduse acasă de voluntari, dar și de preoți, iar noi ne aflăm în acest moment pe o stradă din sectorul 1, aflată în parohia Cașin, alături de părintele Gabriel Cazacu și de domnul Adrian Voluntar. Ducem, dacă pot să spun așa, deși vă ajut doar cu prezența, părinte, ducem acasă la credincioși aceste pachete. Sunt credincioși care s-au obișnuit deja cu prezența dumneavoastră la domiciliu. Weekendul trecut am avut florile și la fel s-au așteptat să vă vadă la poartă cu o crenguță în mână. Din mila bunului Dumnezeu, Doamne ajută, bună dimineața, vă salutăm pe toți telespectatorii. Îndemnul bisericii este acela de a vă ruga să stați acasă. Biserica, prin reprezentanții săi, s-a angajat să vină în casele dumneavoastră. Noi, iată, suntem în cuprinsul parohiei noastre și, așa cum am promis, aducem Sfintele Paști în casele credincioșilor, astfel încât să nu iasă din casă. Este foarte important, dragii mei, să rămâneți în casă și iată că dacă nu mai puteți veni la biserică și noi regretăm acest fapt, vă invităm pe dumneavoastră să rămâneți acasă, iar noi venim în căminele dumneavoastră și rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ocrotească, să dea sănătate tuturor românilor. Doamna Silvia, Doamne ajută! Bine v-am găsit, Sfintele Paști, cu pace și cu bucurie, mulțumesc, cu binecuvântarea Bunului Dumnezeu. Vă dorim să fiți sănătoasă, vă dorim să ne regăsim cu drag în Sfânta Biserică și să dăm slavă Dumnezeu, Bunului Dumnezeu, să alunge de la noi această molimă, să ne regăsim în Sfânta Biserică, toți sănătoși și să dăm slavă Bunului Dumnezeu, să-i mulțumim că ne-a trecut cu bine și peste această mare încercare. Să dea Dumnezeu, vă rog să vă gândiți cu gândul dumneavoastră cel bun și pentru nepotul meu care astăzi împlinește 21 de ani. Bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze. Să-l binecuvinteze și să-i dea sănătate ca să-și ducă drumul lui. Îl cunosc personal, un tânăr deosebit, îl cheamă David, îl salutăm, îl binecuvântăm și când îl reîntâlnim cu drag vom povesti despre rugăciunile noastre care se întâlnesc, chiar sigur, rugăciunea bisericii, sigur, rugăciunea bunicii, da, spre binecuvântarea și spre folosul de creștere să și de vindecare Dumnezeu, al tânărului. Să dea Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, doamna Silvia, despre acest Paște atipic, cum vă găsește? Liniștită. Sunt de părere că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce este bine pentru noi toți. Trebuie să ascultăm de sfaturile celor îndreptați să dea sfaturi și cu ajutorul lui Dumnezeu să mergem mai departe. Dacă facem numai ce știm noi că am făcut acum un an, acum doi ani, nu este bine. Sigur că ne place de sărbători să fim anturați, să fim mai mulți, să ne bucurăm, dar putem face lucrul ăsta și fără să fim chiar împreună fizic. Să fim cu gândul împreună. E suficient și e, gândiți-vă, un mic sacrificiu pentru o cauză mare. E mic sacrificiu, trebuie să-l facem toți. Să aveți un Paște liniștit, vă mulțumesc, observ că v-ați emoționat și la vederea părintelui care, iată, vine acasă la dumneavoastră în acest an, total diferit față de cum ne-am fi așteptat în perioada Paștelui. Dar foarte binevenit! Dar foarte binevenit. Iată și din partea doamnei Silvia același îndemn pe care îl auzim și pe care îl ducem mai departe, să stăm acasă. De această dată vine biserica la noi, iar părintele Gabriel Cazacu este pregătit să ducă numai puțin de 2000 de astfel de pachete cu Sfintele Paști credincioșilor care așteaptă să aibă contact cu biserica, un contact diferit față de anii trecuți. Cam acestea au fost informațiile, dragilor. La revedere! Mulțumim tare mult, Adina, așa se întâmplă în toate parohiile din România. Ne-am adaptat vremurilor. Cătălin Bârsan a rămas alături de noi. O discuție